Doamnelor și domnilor, începe emisiunea Călătorii. Eu sunt Ana Maria Caia și alături de mine în studio este un domn care în anii 80 ar fi putut construi societatea multilateral dezvoltată prin meseria de bază de inginer, dar a ales să o deconstruiască prin umor. A pus umărul la fenomenul divertis, l-ați putut vedea la televizor sau în sălile de spectacol. Bine ai venit, Silviu Petcu! Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle numesc Silviu et je crois que nous devons parler en français parce que c'est Radio France Internationale. Vă rog frumos să nu, vă, nu mă supuneți la asemenea cazne. Să traducem simplu. și pentru populația <laughs> care ne ascultă. Uh, deci, ăsta băiat român care a fost inginer și după o perioadă mai scurtă de timp în care a fost inginer, a făcut glume pentru că a fost uh, revoluția la România și atunci ce am zis? Am zis să facem glume și prima glumă a fost uh, din clasa nouă când am fost uh, de fapt am fost o bribestea de o obolisia de malisia, că era milisia pe atunci și că bărăle bus bușcă la ochi și spus, buletin bani. Și eu aveam buletin, dar de roman, Nu aveam de arab, dar am rămas arab. De altfel, în Iași, anilor 80, erau da, mulți arabi. Foarte mulți Fără seara. glumă. Păi, eu nu prea glumeam. Când vedeam poliția <laughs> direct venind, miliția, pardon, cer scuze pentru cei care au lucrat atunci în cadrul aparatului opresiv și care erau milițieni, ei... Tot vroiau să vadă cu ce fete umblu, și dacă n-am dolar, de schimb valuta care era foarte bună pe vremea aceea și uh, alcool. Eu în clasa 90 n-aveam, dar după aceea când am ajuns la facultate, nu numai că n-am avut, dar le-am consumat. Cu mare drag. Aici nu avem voie să râdem, nu? Nu, nu e voie să râdem. O întrebare incorrectă politică fața asta de arab, cum e în avioane în ultima vreme, mai ales pe zborurile lungi și destinații mai speciale. Nici o problemă n-am avut. Destinațiile speciale au fost în 2003 în Statele Unite când era după 2001, septembrie 2001 și era complicat, dar eu m-am comportat profesionist și de fiecare dată mă deschiam la pantalon, la returi, rămâneam într-o anumită lejeritate underwearicească și odată, pentru că am schimbat foarte multe avioane în perioada respectivă, eram un turneu în Statele Unite de jur împrejur și la un moment dat mi-am uitat un pumn de monezi, de 25 de cenți, de 10, de 15, uitați pur și simplu. Mă să terminam să veni să familia și eram pur și simplu la plimbare. Au piuit atât de tare și s-au speriat ăia din jur. Eu nu înțelegeam ce se întâmplă nici cu mine, nici cu ei. Și am trecut printr-o serie de întrebări, răspunsuri, până la urmă s-au prins că sunt păcălici ca să întâi n-avea cu ce să-i cu nimeni, pleacă pleacă, vedeți. Pierde vremea cu băiatul ăsta. Dar, fizionometric, sunt de al lor. Deci, oricare arab, că este din Dubai, că e din nordul Africii, Maghreb, că este musulman din Cenai sau din Rajasthan sau din Punjab sau din Indonezia sau de unde a mai fost o Malaezia, că sunt foarte mulți musulmani în zona respectivă, ei mi se adresează direct în arabă care știu, fără niciun fel de problemă noroc că marhaba la asta știu da, să înțelegem. răspund cu marhaba și ok, nu, nu știu altceva eu mai știu niște lucruri pe care le-am învățat de la colegii mei în facultate, dar a nu le pot spune nici la radio și nici lor că... <laughs> Na. că nu se spun, nu-i nu frumos <laughs> și-am ai... învățat acasă <laughs> ai călătorit în lumea arabă? am călătorit și în lumea arabă dar de la un timp <laughs> Ca să spun așa, n-am mai avut pasiunea asta, pentru că lumea arabă se întinde, cel puțin asta în, în Orientul apropiat și în Nordul Africii, arată cam toată la fel și nu prea, deci în afară de Egipt, de Petra în Iordania, deci de dește lucruri care au rămas din urma nu neapărat arabilor, arabii doar locuiesc în locurile unde s-au construit aceste minunății, nu prea îmi face mare plăcere să stau de vorbă Așa, cu ei. Așadar nu te simți... Deloc, deloc nu, nu mă simt. În suflet și în simțire, de un lat cu ei. Sunt, cei care sunt educați sunt extraordinari, adică se comportă și au -o, o pace interioară pe care nu o găsești în Occident, la cei de religia noastră, religia creștină, dar nu toți sunt foarte bine educați și nu... Când mergi într-un loc în lume, de obicei, 80% sunt cei needucați. Ei, ca la noi acasă, nu-i nu altă da. proporție, să știți. Și deci eu trebuie să mărturisesc, suntem prieteni pe Facebook. Exact. Și ești exact acel tip de prieten pe, de pe Facebook detestabil, chiar pentru mine, care mă plimb foarte sunt mult. Sunt ordinar, cred. Da, în ultimul hal, da. pentru că pui poze din cele mai exotice, incredibile colțuri ale lumii, cu o frecvență nerușinată. Da, sunt un tip îngrozitor. De ce călătorești atât de mult? Ultimele poze pe care le-am văzut eu erau din Vietnam. Vietnam și Cambodgia. Da. Da. Ai și un tricou din Vietnam? Un tricou vietnam Telecom. Îl arătăm către telecom. Îl arătăm către microfonul radio. Sunt doi stâlpi. Deci arată exact cum arătau stâlpii în București până acum doi ani. E o imagine extraordinar de familiară? Da, numai că este albastru nu e chiar de Voroneț, este un albastru de Hanoi. Asta e telecom Hanoi. Dar și în Saigon e la fel sau la Hue, nu e o problemă. Da, vietnamezii, de fapt, în general în Asia de Sud-Est există printre altele multe lucruri frumoase, aceste cabluri strânse bine cabluri peste strânse tot, bine. întinse peste tot, o imagine tipică din Vietnam. Ce ai căutat în Vietnam? Um, era programat. Deci eu, sună oficial eu, așa pe, Dar mi-ați spus că e un radio foarte serios Și atunci yeah. nu trebuie să Confirm. Vă rog să-mi permiteți să fiu foarte serios în continuare Am avut Locuind de o perioadă mai lungă În, în sud-estul Asiei Așa sună pompos Dar așa s-a întâmplat Atât soția mea cât și eu Personal ne-am dat seama că e un loc deosebit, o cultură nemaipomenită, și trebuie să vizităm cam țară cu țară. Și le-am luat l-am le luat la rând. Și asta era în plan. Și eu mi-am făcut un plan pentru Vietnam și Cambogia de trei săptămâni și mi-ar mai fi trebuit cam o săptămână și cred că eram ok. Cred că dacă mai stăteam o săptămână și în Laos, dar mă duc Laos cu Myanmar, cu Burma sau Birmania, asta în funcție. Da, de, Myanmar de altfel o destinație foarte la mod acum, nou deschisă țara către turiști. Da, am discutat cu cineva care chiar veni, veni eram la un restaurant în jungla din Siemria, în <laughs> Cambodgia. <laughs> știu, așa, sunt grozitori, nesuferiți, știu. Și alături de noi erau un cuplu din Statele Unite, ea latino-mexicană, el american și veneau de Myanmar. Și îi spuneau ce frumos e în Cambodgia, ce curat e. Și zic noi veneam din Vietnam. Și Cambogia nu ni se părea chiar așa faină ca Vietnam. Deci comparam niște note de gri. Dar ideea principală de ce călătoresc și de ce îmi place să călătoresc... M-am învățat să nu văd niciodată lucru minusurile, adică dacă vrei să călătorești E să de pur să critici, mă, ce urât e, ce miroase, ce... Așa Sigur, ne... sunt oameni care se duc la Paris doar să vadă cât gunoi e pe stradă. Dar poți preocupa. să ieși în cartier aici, nu trebuie să... <laughs> <laughs> trebuie să în strada în România ca să vezi asta. Deci noi uh, niciodată n-am vorbit rău și nici nu am de gând să vorbesc vreodată rău de așa ceva. Pentru că sunt atâtea minunății făcute de oameni în ultimii 1.000, 2.000, 3.000 de ani, încât... Uh, Stai și te întreb, noi ăștia suntem de acum? cu laptopuri, cu tehnologii wireless, cu sateliți care veghează, GPS-ul care îți spune după colț cum să o iei și unde să ajungi, păi mici copii față de ce erau ei atunci, ce știință, ce, cum știau ei să deseneze la anul 900, să zic, deci la în secolul 10, cum reușeau să construiască fără mortar și fără nimic, cum este construit tot acel, toate acele sute, au descoperit în jungla din Siem Riap, în Cambogia, 476 de temple l-au redescoperit acum, acum însemnând după 1900. Adică da, sunt re -recent. Recent, adică au 100 de ani de când au început să dea cu șpaclu și să mai taie cu un copăcel să vadă că de desubt are, au niște temple de o precizie și de o frumusețe. Unele de altfel și foarte mari, de proporții foarte mari templul principal e mare, era un oraș Angor, uh, Angortom este capitala. În Angortom există și Angorvat, acest superb uh, templu, în care sunt șase biblioteci ce să vă zic, o bibliotecă fiind cam de dimensiunea unui bloc cu patru etaje la noi deci o bibliotecă în care sunt sculptate în piatră niște științe pe acolo. Eu sunt în nebunit să văd cât de deștepți erau oamenii înainte și cât de proști suntem cu atât noi acum, cu toată tehnologia. Revin la ideea asta. Stai cu gura căscată și te uiți să vezi ce puteau să facă oamenii acum o mie de ani. Și după Acum camboginii trăiesc rău, trăiesc rău cu a majoritatea din regiune, războaie, au fost cuceriți, în fine, dar ce extraordinare mărturii de inteligență rar vezi, deci, sunt în mărmuri, sunt, deci pentru mine Cambogia și Vietnam sunt pe locul întâi în ce am văzut până acum în sud-estul Asiei. Ancorul e ceva absolut spectaculos. Pe de altă parte, încă mai are în el e interesant că e un oraș antic, pe de altă parte ai și un mic fior de stat religios, chiar dacă nu înțelegi foarte bine, sunt temple uh, active. Sunt, Angor Vati, tocmai sunt este călugări cel mai, care merg exact, acolo. Exact, este cel mai bine păstrat, pentru că în, în ciuda vicisitudinilor uh, istoriei că s-au fost chiar cazarmă militară, vezi gloanțele în, în basole, basoreliefurile de jur prejurul templului adică te strânge în spate, mi se face așa cum a pielea găină deci datorită călugărilor, au reușit a reușit să fie păstrat atât de bine de se atât de vestit, dar mie din ce am văzut acolo în cât săptămâna în care am stat acolo mai sunt două temple de o frumusețe unul din cauza că este natura lăsată în interiorul templului, adică au crescut copaci de 30 de metri, 40 de metri înălțime prin templu. C au mâncat au, rădăcinile, au rădăcinile sunt peste, peste templu și s-au înălțat peste pietre, Asta este uh, taprom și care se și vede în uh, filmul Angelina Jolie Tomb Raider, da, Lara Croft. Da, interesant asta Angelina Jolie, de altfel o figură care a reprezentat Cambogia în tot păi felul cred de conflicți și comitete. n, avea, n avea cum să nu se îndrăgostească de locul ăla. Sigur când e să fie da, de piatră, o e altă piatră fermecător, da. uh, dar interesant e când am fost în Cambogia, întrebam oamenii uh, obsesiv și Angelina Jolie și ziceau cine este? Da. Și zic ce o actriță. A, ah, de la Hollywood, din America, zice, da, sigur, zic, e o femeie foarte bună. Uite ce a făcut pentru Cambogia, și ce poate o profesoară. Da, Obsesia da. da. Obsesia lor cu profesorii, da, 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 profesorii da, da, da. foarte importanți da, în societate. Așa Dar nu știau pe da, Nu, Nu știau, dar uh, am citit. Uh, așa am descoperit că acolo a fost filmat. După aia mi-am reamintit filmul și am zis, da, uite, am crezut că e făcut cum sunt toate în GCI acum, am crezut că sunt desenate pe computer, dar chiar erau filmate acolo. Și celălalt uh, templu care mi-a plăcut extraordinar de mult și m-a impresionat foarte tare este Bay uh, Bayon, care cu cele 54 sau câte uh, vârfuri, turnuri fiecare turn având câte patru fețe de jur împrejur este ceva nemai întâlnit. Eu atâta frumusețe n-am pomenit. Vă spun sincer, e... Sunt chipurile lui Buddha împietrite exact. într-un uh, surâs, un surâs... Și fiecare arată altfel. Asta, da, asta au e mici extraordinar. diferențe, cu toate că de departe așa pare o lucrare foarte unitară și standard, de fapt, fiecare, fiecare este, este făcut în, da. într-un anume stil. Am fil. fost înmărmurit uh, de această țară, sincer vă spun. E. Și... Da. În Cambodgia e interesant asta, trecutul ăsta glorios, care se vede foarte bine și moștenirea asta culturală, mă rog, de patrimoniu fizică și prezentul... Un Cumplit care se vede da. încă, adică sunt oameni fără membre, da. prezenți în societate, vezi, nu sunt uh, niște excepții, copii care și-au pierdut părinții, mine antipersonal încă o mulțime. Într-o încă mulțime, Exact. Uh, și culmei că Cambogia nu a fost un participant în războiul Vietnamului, în războiul Indochinei, numai că, din păcate s-a bătut cu toți vecinii și se bate în continuare. cu Adică există mici războaie de frontieră. Și sigur au fost cmerii roșii care le-au lăsat această moștenire cumplită, cumplit, amintirea așa, asta amintirea cumplită, așa. majoritatea celor cu care vorbești ori refuză, la localnicii ori refuză să vorbească, ori spun... Cu rușine că s-a da, întâmplat ceva cumplit. Eu n-am știut, când am ascultat poveștile ghizilor din Phnom Penh, din capitala Cambogiei, când am ascultat povestea că pur și simplu Khmerii Roșii au, au golit orașele de oameni și practic doi ani jumătate Phnom Penh era pustiu, era o cazarmă uriașă și atât, deci nu mai exista niciun om normal, civil în oraș, nu numai în Phnom Penh, dar în toate orașele mari. Mi-am dat seama că mai rău de atâta poate <laughs> cei din Corea de Nord ne vor oferi, Doamne ferește, ceva, dar nu, nu e drumul de urmat, clar. Ei acum, într-adevăr, atât Vietnamul cât și Cambogia și ling niște răni care vin de sute de ani, dar nici timpurile moderne nu i-au ajutat absolut deloc. E foarte trist. Eu am, atât, atât de mult mi-a plăcut uh, natura în Vietnam și uh, trecutul din uh, istoria din Cambodgia, dar nu poți să treci exact cum ai spus, nu poți să treci peste tristețea oamenilor de zi cu zi. Adică, îi vezi și te îngrozești cum pot, practic de exemplu Vietnamul, Vietnamul a reușit să se întoarcă dinspre comunismul de tip Corea de Nord după 85, da, dup de fapt după 90 începe să crească după economic. No după 90, dar în 85 au făcut, uh, au întors-o partidul și au mers pe făgașul chinez. Adică o țară, două sisteme, care există și acum. Există un singur partid, Partidul Comunist, dar investițiile toate sunt străine și ce spuneau ghizii cu o foarte amar, așa, uh, o ironie a sorții extraordinară, adică Mao, uh, uh, nu Mao, cum îl cheamă? Ho pardon. Mă au e a, ho cel mai. Ho care este pe toate bancnotele și acum mai veghează, adică. Și are și Mausoleu, ca și ceilalți, și mauz... deși a refuzat. El totuși a cerut să fie incinerat, poporul nu s-a îndurat în Nu s-a îndurat, așa este. Deci, pe lângă faptul că Ho Chi a purtat în războaie de zeci de ani și s-au bătut un popor care s-a bătut frații între ei și Vietnamul de, de Nord cu Vietnamul de Sud până la urmă, și acum s-au întors exact, tot cu americane, tot cu francezi investitori, aceleași probleme, adică aceleași probleme. Sunt aceiași oameni care au bani și ei, poporul, sunt la fel de oropsiți. Totuși, în Vietnam, în orașe, se vede că merg într-o într direcție. Bun. Eu am fost în 2005 prima oară, și apoi am mai fost uh, acum 2 ani și. Explodase pur și simplu societatea da. și era atâta energie, m-a impresionat, foarte mult. ora și... două dimineața când oamenii mănâncă pe stradă în Hanoi, exact. da. de fapt iau cina. Nu neapărat și în Hanoi, mie mi s-a părut mai, în Hanoi încă există trecutul comunii, se vede peste tot. E, e capitală, la tot are administrația acolo. Da. Dar în Saigon este o frumusețe, mie, eu m-am îndrăgostit de oraș. De ce? Pe care stradă. sunt locurile alea preferate din Saigon. Saigonul uh, m-a cucerit uh, cu piața, piața marketul central, unde și marketul de seară, de noapte după ora 5, unde pur și simplu apar pe trotuar uh, micii meșteșugari și vânzători de orice și restaurante. Restaurante cu ce vrei, porc, uh, 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 acum sper că să nu se supere ascultătorii pe noi, dar ei mănâncă șobolani. Deci. și orice mișcă, orice are patru da, picioare da, și nu e vând. periculos. Nu-l vând, adică n-am văzut câine la vânzare încă. În Nord există. există. În Hanoi, Hanoi da. există în o piață specială. Pentru câini. De... În Saigon, de altfel Hanoiul disprețuiește Saigonul, îi le zice că sunt duși cu capul pentru că au câini de companie. Da, nu, da, înțeleg, da, nu înțeleg lucrul ca, ca și nu noi țin o găină cu noi în pat. Da. <laughs> Ei, avem persoane care merg cu găină în pat, deci n-ar fi o problemă. Bine, pardon, nu în pat, ci la târg în oraș și la televizor. Deci, na, nu e o problemă asta. Dar, într-adevăr, ei consumă aceste animale de companie cu mare drag. Le-a rămas aceasta obicei din războiul cu americane și n-au ce face. Oricum m-au îmbiat foarte mult și am trecut prin piață să cumpărăm șobolan. Și am crezut că mă ia durerea de cap și am zis, în fiecare zi am zis, eu nu mănânc porc, vita vreau să o văd de unde o tăiați, ca să nu zic că mi-ați dat vita și mănânc șobolan sau câine. Și Nici zis, un pericol, carnea de câine e foarte scumpă. A, da? E 100 de dolari un câine mic în piață, mm -hmm. ceea ce e foarte mult pentru standardele Vietnamului, pentru că e țară, este o mâncare rituală. Da, pe mănâncă lunar mi-au zis că de iar mănâncă lunar pentru că se curăță de, nu știu, are o, ceva detoxifiere. Ei și uh, legenda secundară este ca orice animal plantă gânganie în Asia de Sud-Est ajunge la potență asta e. Vai dar mie e nu mi-au zis cercul asta. Cercul acela al labei de tigru da, da, castravetelui da. de mare, îmi pare Vai, rău ce rău îmi pare că mie nu mi-au zis poveștile astea, aș fi luat și eu o tartină mă o de tartină cățel, cățel. <laughs> da Uh, însă, exact ce spuneai de motorul vietnamezilor, de faptul că sunt foarte muncitori, mie așa mi s au părut. Sunt. sunt de o forță și dau un, o vitalitate extraordinară. Am, am stat 5 zile în delta, am mers uh, cu barca prin delta 5 zile. 5 zile delta Mekong. Vorbim de Mekong, unul deci cele mai mari fluvii din din Asia uh, Gândiți-vă, pentru stima uh, ascultători, gândiți-vă 9 brațe, 9 dunări. Deci sunt nouă guri de în delta respectivă, nu 3 ca la noi. Sunt nouă, deci de 3 ori cât delta noastră, dar la dimensiunea de la Galați, deci când este gros a fluviului. Așa sunt cele nouă brațe, deci când traversezi, când traversezi traversez un kilometru și ceva, un, bra, un braț. E, și am fost, eram în perioada de ploi a musonului, a fost ok făceam baie zinic deci nu era o problemă asta nu mai aveam nevoie de dușul. oricum bărcuța avea un fel de apă caldă la 28 de grade iar când ploua era la 29 deci preferam să facem baie afară am văzut tenacitatea și cât de puternici sunt și cât de chiar muncesc deci toți aveau o barcă cu motor mai mare sau mai mic, transportau te și orice ți-ar fi trecut prin cap, de la uh, orezul nedecorticat, după aia tecile de la orez care se folosesc, uh, deci uh, pleava de la orez care se folosește în cuptoarele care fac cărămizi, cenușa care rămâne este dusă ca îngrășământ, uh, cărămizi ca atare, uh, vase de lut ținute uh, pentru a, ca să strângă apa potabilă, pentru că este o problemă extraordinară în delta, pentru că I-i fac baie și folosesc apa din delta pe care, din apa respectivă din Mekong pe care tu nici, eu nu aș băga nici degetul nea că mi-e teamă că rămân fără el. Mekongu, că Mekongul de altfel e foarte poluat, este... mai ales din pricina Chinei, e cel mai mare poluator și consumator și al cele, mai mari, cele mai mari, cele crescătorii de pești pe care le-am văzut în viața mea și mi-a pus o întrebare dacă mai mai mănânc pește din Vietnam vreodată. Sunt case plutitoare, să sate întregi, sate întregi, care sunt case crescătorii. De este casa și de desubt volumul care este deasupra este și de desubt. Cu o plasă foarte fină în care sunt între 20 și 70 sau 80 de tone de pește. Care locuiesc în acea cușcă. Uh, se așează aceste case unde este curentul cel mai mare al fluviului ca să poată să, deci să fie, să se aerisească apa. Vorbesc serios, da. adică să nu Ingenios stea ca într-o baltă. Să nu stea ca într-o baltă. Eu am întrebat, dar nu-i pescare. nu pescuiește nimeni la noi. Păi, dar voi cu pescuitul, pei noi avem crescătorii de pește. Când ai zeci de tone de pește sub casă, ce să mai pescuiești? Bași de de sub și ții. Iei... se scoate, chiar așa se scoate. Așa se scoate, sau cu pompa. Deci, ca să vinzi, ca să ai tot timpul peștele proaspăt până la fabrică, există vase, uh, vapoare, la fel construite, cu fundul uh, în care intră apa, și atunci bag o pompă foarte mare, un. un pardon, nu, deci cu o pompă scoate peștele din, uh, din. Din crescătorie. Din crescătorie, din cușca respectivă, și îl varsă în vasul în vapor. Vaporul mergând și el are loc prin care intra apa și tot. Este exact același principiu ca în crescătorie și îl varsă 250 200 de km mai la sud în fabrica de pește. Deci îl duce, duce zeci de tone de pește proaspăt la fabrică. Și după aia se vine în întreaga lume, toată lumea cunoaște Pangasius, de exemplu. Da, Pangasius, un pește care... Foarte bun. Este foarte bun. Însă când vezi ce mănâncă peștele Pangasius până la ajunge la tine în farfurie, a, sunt niște biluțe ca la câini. Și am întrebat, zic, cum, exact cum să dă mâncare de câini? Și de, deci nu îi dă râme sau mai știu eu ce. Ar fi și culmea cool. să dai, am zis 80 de tone de pește cu râme. Eu așa bătaie. Și a, a, cum face? De, deci dă televizorul puțin mai departe, așa, masa asta o mutăm de aici și de desubt avem capacul prin care vedem ce fac peștii, ridici capacul și am văzut un grilaj de fier, zi mă, dar da, sare peștele, când au dat au aruncat vreo 20 de kg de mâncare de pește, de astea biluțe, ca de câine, de pet și-au hrănit peturile de dedesubt, de săreau cred că și 5 metri săreau pe acoperișul casei, dacă nu aveau grilajul de fier, pentru că era ceva deci n-au stropit complet, a stropit toată sufrageria lui domnul pescarul respectiv, i-a stropit și peștele de pe bibelou, de pe televizor și canapeaua și tot, toți au râs, ha, 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 eu nu mai puteam zic, bă, asta e pe adevăratele astea, da, atât de tare s-a zbătut și cred că a durat un două secunde, deci 20 de kilograme de pește cât au răsturnat o, o damingeană de asta de mâncare, cred că o două secunde a durat până s-a terminat. Cam mai, nu s-a mai zbătut peștele, adică două secunde. Au făcut 2 metri cub de apă de jur în prejur și gata. Cine, Cine n a prins? Bună ziua, la revedere, mai mâncăm și mâine. Deci cam așa arată o crescătorie de pește și n-am fost foarte mulțumit, dar na. Bine, oamenii trăiesc altfel acolo. Altfel. dar știu... sunt foarte muncitori. Vorbesc serios, toți au... Sunt, ei au, în au în medie 5 zile de concediu anual Aolea, asta naște. Pe care le folosesc sau nu le folosesc Nu prea le-am văzut aceste turistici 5, Da, nu se plimbă nicăieri, sigur, n-au încă veniturile vecinilor mai bogați Dar probabil că în viitor le vor avea Și... De altfel, weekendurile nu prea sunt libere, sunt așa la latitudinea patronului, la... nu există sâmbătă și duminică. Nu, doar duminică. duminică. Duminică, mai există, sâmbătă nu. Sâmbătă se muncește în modul o zi normală de lucru. Uh, ce vreau să mai zic de bine de poporul vietnamez, care mie personal mi-a plăcut foarte mult. Și deci, mie, eu sunt eu fan vietnamez. Sunt, sunt domne, oameni foarte muncitori, Pentru ce, prin ce necazuri au trecut în ultimii 150 de ani, eu nu cred că nici nu se mai ridicau de jos dacă erau altfel de popor, dacă nu erau atât de tenaci, atât de răzbătători și ambițioși. Uh, N-am văzut niciun cercetător m-am deci am plimbat prin vreo 2-3-4 orașe o în... bună observație N am văzut. eu fiind obișnuit 2 ani în India care era cum să zic asta este slujba de bază indianului este mâna întinsă deci indiferent cât e de bogat sau nu la un moment dat fie că îți ceri un milion de dolari sau un fir firel, un fir -firel ceva, ceva o rupie. metalic o rupi acolo tot mâna întinsă e, asta e de bază la ei în schimb Singurul singurul trib, că au 54 de triburi etnice în Vietnam, singurul trib pe care l-am văzut făcând asta și mi-a amintit imediat de musulman, că m-a întrebat dacă am probleme în țările musulmane și de ce nu mai merg eu pe acolo. Dau răspuns imediat. În nordul Mekongului s-a stabilit în ultimii 200 de ani, după ce au făcut așa tribu Cham. Tribul Ceam era din la secolul 10 așa, 90, era un, un regat destul de puternic chiar în mijlocul Vietnamului, deci chiar în coasta de sud-est a Indochinei. Și au făcut o zvoltă, i -au, tot, da, au tot cucerit ei, i-au bătut pe cambogieni, s-au mai dus în Miamar, au luat-o în freze de la chinez, că toți acolo au luat-o la un moment dat în da. freze de la chinez, că ei bat pe toți. Și s-au stabilit în, în nordul deltei Mekongului, acest trib. Na, ultimii... De ce au, ei au trecut ma, la musulmani? Nu știu să spun. Deci nu-mi nu dau seama de ce acest trib care tot a pendulat dintr-o parte în alta Indochine a ajuns să fie musulman. Poate istoria... Mai sunt musulmani în sunt, zonă. Sunt, sunt, sunt. sunt în Myanmar sunt. sunt destui. Da, și... nu, eu vorbesc de Vietnam și de da. Cambodgia, De ce la ei, că acolo sunt budiști în proporții de 80-90%. Ok. Ei acești arătau foarte mult cu cu musulmani din nordul Indiei deci la fel îmbrăcați, am văzut bănuții de aur și imediat mi-am dus cu gândul la connaționalii noștri atât de simpatici și de drăguți și cum am ajuns cu barca în satul lor copiii toți și nu numai copiii dar și maturi au vrut să ne vândă, cred că erau făcute în China sau le-am văzut niște chestii deci nu mai erau făcute de ei, erau cumpărate de alții, erau doar revânzătorii, adică noi facem la noi în sat, uite ce greu trăim, dar noi, uite, vă vindem asta ca să trăim mai bine. Și cum l-am întinsă deci au fost primii cercetori și singurii pe care am văzut în zona, în Vietnam. Clar. În Cambogia am văzut foarte mulți, exact cum spuneai Camboge tu. e și foarte săracă, foarte prin sărac, Exact, Era... și au problemele de rămas de la Cmerii Roșii, cu, exact cum ai zis tu. Acolo am văzut cerșetori și, na, asta e, ei vai de capul lor dar uh, nu s-ar fi dus să muncească ca și ceilalți care sunt în zonă uh, din Mekong să aibă o și eu, o crescătorie de pește, trebuie să muncești la ea, adică să-i dai mâncare, să-i speli, să-i dai, să dai cu parfum pe pești, că să ai tăi, pe tău, trebuie să-l deparazitezi, nu știu cum. Nu, ei vindeau produsele de la alții, aveau un fel de război care îl tot dădea când a văzut că am au co coborât doial pe pe acolo prin Mărăcinișul unde era satul, a început să dea o doamnă, dar nu mergea uh, și fusul prin interior, adică dădea de numai de spectacol. De spectacol și, și nu știa de unde veni. Soția mea, nu știa de unde veni, nu contează, soția mea făcând în tinerețe textile, știi exact cum funcționează un război și a zis, mă, dar bunica mea are, nu mi da, -a noi am -mi. mai văzut, prin casele a... bunicilor, <laughs> exact, <măcușilor>. exact <laughs> și, nu știi cum să folosești de asta, uite, să ia asta așa. A, da, 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 pe așa fac, zic, Ei, bine, na, ok. Deci era o păcăleală turistică, asta m-a deranjat și de asta, în general, când mergi în în statele cu această religie mă deranjează fake-ul pe care îl prezintă numai ca să fie tu, să atragă turiștii și turiștii să cadă cu gura mamă, ce wow, cum construiți voi, ce faceți? E, și o cultura negoțului și negoțul... mai dezvoltată supune și acest uh, circ uh, introductiv. Da, mie nu-mi plac, circul introductiv nu-mi plac. Mie îmi plac oamenii care fac, știu să facă lucruri frumoase. Sunt înnebunit. Cu... În Cambodgia chiar am cumpărat niște statuiete și niște... Uh, erau scris, domnule, asta e făcut după dar l-am văzut când l-a făcut. Da, reproducere Este o reproducere din piatră, din piatră, din metal piatră și din sunt de, foarte exact, talentați. Sunt foarte rădălă. talentați și cu școală, adică nu era un fake, nu era ceva fals. Nu te păcăleați. Spunea, da, domnule, asta e făcută după capul lui Buda, de acolo l-am găsit noi, uite, de la anul 1200, nu știu cât. Și noi îl facem. Uite, am făcut anul ăsta 60 de bucăți. Vei și tu nu Vreau că îmi place. Era făcut din abanos, din, din lemn foarte, foarte frumos. Minunat era construit. De cum să nu iau o, o, așa o frumusețe? Deci îmi face mare plăcere să-i ajut pe oamenii care știu să facă ceva. Asta este singurul lucru care apreciez la oameni. Acum, să știe nici să facă turistul asta occidental nu mai e atât de fraier, e drept. <laughs> Și în felul acesta ne-am introdus și noi în cadrul turiștilor occidentali. Căci suntem, pentru cei din Asia, noi toți suntem occidentali. De unde sunteți, ne întrebau? Din România. Aha, ok. Un fel de America. Și cum, cam pe unde e România asta? Păi zic, mă, eu ce să zic eu ție? Suntem cam între Italia și Rusia. Ah, vorbiți rusește, nu? Zic, uite, ca să ne înțelegem... Uh, rușii sunt pentru noi românii, cum sunt chinezii pentru voi? Aoleu, când auzeau de chinezi, dacă îi ziceai la un vietnamez că ți-i place de China, întorcea spatele și a plecat. Deci, uh... China rămâne baubaul Baubau regiunii. regiunii. Sigur că da. Acum ai și... Ca și la noi, Rusia Le-a și invadat piețele, pe de altă parte, cu produse. Dar lor. sunt, ei se țin tari. Vietnamezii, în continuare, se țin tari pentru producția internă. Fac foarte multe lucruri. Tricouri, deci tot ce înseamnă textil, chiar tot ce înseamnă textil, am văzut făcut made in Vietnam. De altfel, foarte bune și extraordinar foarte de ieftine. Bun, sunt da. atât de ieftine, cel puțin în nordul Vietnamului, lucrurile da. încât nu prea înțelegi cum reușesc să le producă la prețurile alea, dar asta este Asia. Vreau să ne mutăm puțin într-o destinație complet diferită A. de astea două, cam, Cambodgia și Vietnam, Singapore. Singapore care e un. o chestie foarte atipică pentru Asia de Sud-Est, un experiment social. Ce e? Un loc prea este curat? Un, este un loc în care eu, dacă mie mâine mi-ai spune m-aș muta, și nu m-aș mai uita niciodată în urmă. Și ce umor ai face tu acolo, scuză mă într-o lume perfect aseptică? Un umor pentru oamenii de acolo, pentru chinezi, pentru malaizien, cu gesturi, cu limba engleză, nu știu, mi-ar plăcea, aș vinde ceva, habar n-am. Este cel mai frumos loc de oameni, cu oameni, pe ecuator, în care să trăiești. Mai mult de atâta, nu știu ce să zic. Adică sunt oameni adevărați, nu sunt oameni împăiați ca în Occident, adică să zâmbească și cum a întors 5 grade de capul mai încolo i-a fața. E și amestec etnic acolo? Este un chinezi amestec etnic tocmai. Uh, chinezi, malaizieni, englezi, veniți și din Australia. Este un amalgam care funcționează perfect eu, aș, eu așa o societate și aș, atât de social-democrată ca să zic cu... I-am întrebat, am, am prieteni români care foarte buni, bine înstăriți în, în Singapore, care s-au căsătorit acolo, unu, un, prieten cu... Cred că e chinezoică. Cineva cu... Cineva cu ochi așa, dar cred că... Totuși... Care mănâncă orez. Da, oricum toți mănâncă orez. Și eu aș mânca orez acolo. N-am probleme cu... Am probleme să mănânc să nu fiu un vierme. Dar în rest și șobolanul de care vorbeam. Dar în rest o, se mănânce orice. Mie mi-a plăcut atât de mult locul respectiv încât n-aș mai fi plecat ușor. Da, eu să fiu avocatul diavolului, acolo e puțin uh, dictatură așa din punctul nostru de vedere, adică de pildă nu poți să vorbești chiar orice despre guvernul tău, oricând, da, pedepsele și... sunt foarte mari, societatea trebuie da. să funcționeze, toate rotițele odată, nimeni nu da. trebuie să se oprească. Ce-ți face armată? trebuie să faci tot felul de lucruri, ți se spune să, trebuie să fii extraordinar de responsabil, nici măcar nu-ți iau taxe, dar-ți au niște bani din salariu, ți-i pun într-un cont. Exact. Și după aia îți spun, nu mai ai pensie. Da, ai pensie, dai da banii. Îi folosești. Îi folosești banii. Dacă, dacă nu -ai ne dai bolnav, banii ăia... Dacă n-ai fost bolnav, de exemplu, deci ți ia statul, ca să înțeleagă și stimații ascultători, statul ți ia niște bani care ți-i pune într-un fond. Tu dacă ești bolnav, ți se scad banii din fondul respectiv. Dacă nu ești bolnav, și ajungi la anii senectuții și vrei să ieși la pensie, că te dau ei la 65 de ani afară, banii respectiv sunt pensia ta, banii nefiind lăsați într-un într într căldare, ci nu utiliza, dorm. Nu dorm. Banii sunt utilizați ca orice fond de fiind pe sistemul bancar londonez. Deci este cum este Londra în Europa, așa este Singapore pentru Asia. Este și ei investesc. Și investesc. Un fond de investiții, exact. de fapt. Deci, Statul singaporez e un mare fond, fond, de investiții. Exact. Deci, practic, tu dai bani într-un mare fond de investiții de care poți să te bucuri la anii de bătrânețe. Pentru că exact astea au fost întrebările pe care le-am pus. Cum, se învață? Cum el a rămas cu gura căscată? Deci, exact cum ai zis, un fel de dictatură social-democrată pe care poate noi n-am fi de acord, dar la care se trăiește atât de bine încât parcă ai fi și mucles. Pentru că e o insulă de 50, hai să spunem, un rom culcat așa, cu diagonala S-Vest de 50 de kilometri aproximativ și nord-sud 30. Și un oraș. Un oraș care este la ecuator, 1,3 grade de latitudine nordică. Insula Sentosa 1,2 așa, că e pasionat. Dacă nu e spui... E foarte, că da, Sentosa e o insulă frumoasă, tropicele acelea perfecte. Exact. Chiar lângă ecuator e... Da, e groaznic acolo. Acolo am, am pentru prima oară m-am aruncat pe o tiroliană de la vreo un kilometru și ceva lungime, un kilometru și jumate lungime, nu, diferență mare de nivel nu era, doar te dădeai din vârful unui munte și ajungeai în mare. Eu N-aș fi vrut să mai plec de acolo, n-avea rost. Ce să fac altceva? Adică m-aș fi dat pe tiroliana aia toată viața. Din care păcate -a. statul Singaporez vede altfel lucrurile Verealvel, pentru M-a deranjat, deranjat chestia Și asta. acolo corupția se pedepsește cu moartea. Ne. asta este o altă problemă la care aș fi închis ochii. Deci până și asta aș fi înghițit-o, nu mai să rămân acolo. Deci aș fi fost de acord ca de exemplu, nu pot să dau exemple cu nume de la noi de aici, dar văd că sunt în toate ziarele, îi știm cu toții, acolo nu ar fi făcut mulți purici. Și au acum o, o problemă mare de populație. Ei sunt în jur de 3, na, ap, între 3 și 4 milioane de locuit, de cetățeni singaporezi. Și până în 2020 trebuie să au nevoie de locuri de muncă, atenție, au, au atât de făcut, au treabă și au nevoie să-și dubleze Populația. Populația prin imigrare. Deci să atragă imigranți ori doi, față de cât sunt acum. Vor să aibă 7-8 milioane până în 2020. Nu poate fi un spor natural atât de fantastic. Încât în -ajung. niciun caz, mai ales că e o societate foarte dezvoltată, exact. oamenii în general au alte griji. Au, au alte griji și au maxim un copil, doi de familie. Deci, a un magnet de oameni și nu atrag numai muncitorii care trebuie să sape șanțuri. Nu, aceia vin de obicei Bine, din Malaezia, Malaezia exact, exact, e, e simplu cu ei. E simplu, vin cu, tren, cu trenul sau cu metrou, vin cu metrou din cealaltă țară. Deci, și mai este o problemă pe care aia n-aș putea să o înghit, trebuie să aștepți și să te costă taxele pentru un automobil de te rup. Deci dacă un automobil, zicem, costă 10.000 de dolari, trebuie să mai dai o taxă de măcar 8000 de dolari ca să ți-o înscrii pentru că e, aici e o problemă sunt deja mulți și dacă vrei să-ți a doua mașină deja ior doi taxa sau în fine ceva de genul ăsta adică dacă ai și a doua mașină la familie înseamnă că ești nebun complet și atunci trebuie să foarte trebuie. foarte bogat sau foarte de bogat de și atunci de obicei un să chinez cap. foarte foarte bogat ești da, pentru da. că occidentalii sau în Aș sau asta sau... cu chinezii, adică ar trebui să mă bărbierez și să-mi fac puțin ochii mai așa. E ok, adică dacă Și să adică... dorești să ții multe mașini în Singapore. Eu îmi doresc oricum să-mi iau multe mașini <laughs> da, corect, în Singapore. Așa e. Deci, asta e nasol în Singapore, e foarte nasol. E foarte nasol în Singapore, dar ce-i de văzut în Singapore pentru cei care nu or să prindă cele 3 milioane de locuri de muncă scoase de statul singaporez, prin uh, bune investiții? Bune la... investiții. Um, în primul rând, este uh, locul ca atare, uh, orașul ca atare. În împrejurimile orașului, uh, buchit, buchit, înseamnă deal. Deci toate buchiturile alea, dealul cu vegetația specifică uh, ecuatorului, zonei tropicale, este de o frumusețe rară. Uh, au niște grădini, au construit acum de câțiva ani, niște grădini, au construit artificial niște sere în care ar intra liniștit o jumătate de intercontinental uh, care este răcită de dedesubt cu uh, un fel de răcit, un frigider pe dedesubt prin pardoseală și au toată flora lumii din Africa, din Asia, din, de unde vrei tu, au, într una din serie, iar cealaltă seră este făcută pe verticală, chiar e un intercontinental, este o nu chiar nu chiar 20 de etaje, sunt numai 10 sau 12, este făcută The Cloud Forest se numește și este făcut o, o pădure tropicală pe verticală cu o cascadă deci, și pe această stâncă uriașă prin care urci tu cu pescări este făcută junglă de jur împrejur. Deci ești practic și când treci dintr-o parte în alta se creează chiar senzația de, de nor, deci treci printr-un nor făcut artificial, deci stai într-o junglă, mi-astea chestiile astea îmi plac foarte mult, deci tot ce înseamnă făcut de mâna omului în combinație cu natura fără să... Uh, o omoare planeta cum îmi zice băiatul meu, este extraordinar ei au distrus o junglă și au făcut un mega oraș în anii, începutul al secolului 20 ei, acum încep să-și plătească tigru din Singapore dus la hotelul Raffles în partea colonială este a fost de... prin 1920. Exact. Acum încep să-și cum să zic, să plătească chestiile astea și se străduiesc să refacă ceea ce au stricat la începutul secolului trecut. Dar de altfel există încă junglă în Singapore? Există în... junglă și există ce-am văzut și care m-a întrebat ce-i frumos. Safari de noapte. Am fost safari de noapte într-un loc lângă grădina zoologică. Vezi a, treci prin junglă, deci pe o aleiuță mică, în niște mașinuțe electrice, deci ca să nu scoată zgomot, și e noapte, e 11-12 noapte și treci pe lângă tigri, treci pe lângă elefanți, treci pe lângă leu care mai suită la tine cască, au mai venit doi din România, dar ei nu-i mâncăm astăzi, nu știu. Este extraordinar. Au garduri electrice care sunt uh, invizibile, și astfel încât Mai ai impresia Este că... o zonă în care ne-au rugat să nu ne dăm că erau Sigur niște că chinezi care erau jos. foarte ar fi vrut ei să pozeze în ochi un tigru. Tigru avea și la tigru într-adevăr exact, erau și niște pereți din sticlă și el stătea la 2-3 metri de tine, dar bănuiesc dacă era foame, un snack și ar fi făcut din, din capul tău sau din mânuța pe care o tot ei deasupra acolo. Dar um, era un perete de sticlă ca să nu își facă chiar toate năbădăile. Dar puteai să mergi și cu piciorul, nu neapărat. Deci toată zona asta poți să o faci noaptea și cu piciorul și da, treci prin cușca cu bă, 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 maimuța zburătoare. Eu am crezut că leșin. Eu, eu n-am probleme așa de frică, dar când vezi o chestie care e destul de mare, care am vergura cam un metru, un metru când a desfăcut de la BL și într-adevăr se face ca la, bă, ca la vampir, era zic, ca la lilieci. Și zboară așa planat cam, eu știu, 6-7 metri între copaci. Oh. Și a trecut pe deasupra frezei noastre. Noi stăteam, a, unde or fi, unde or fi? fii mai că când am făcut hâști pe deasupra ca să faci poze, să faci poze că aia deja era culcată în alt apartament dar e o senzație adică treci și... prin habitatul și lor și jungla -i și foarte încărcată de zgomote noaptea, e destul de înfricoșătoare păi mergi prin noapte jung, în junglă, ce să mai spun? Eu fusesem în Malaezia, adică am fost, după aia am fost în Malaezia, dar nu ne-au lăsat noaptea în junglă singuri. Noi zice, hai domnule să mergem și noi noaptea în junglă, să vedem cum e în Sarawak, am zis Borneo, eram în nebuni, zic, am Toată copilăria mi-am dorit să văd Borneo. Deci pentru mine este locul jungla adevărată, aia, jungla din ecuator, exact cum trebuie să fie. Zic, trebuie să văd. După ce am fost câteva ori prin junglă și am slăbit vreo 3 kg, am zis, mă, parcă la hotel e mai fain, că mi-a plăcut, e suficient. Și am zis, zis mergem noaptea. Și ghidul a zis, domnul Iosef, Iosef din Cucing, domnul Iosef zice, uh, creștin, un creștin dintr un long house, deci dintr-un trip din junglă, care era creștin, cum o fi ajuns longhouse de acolo, un nu știu. Misionar un misionar simpatic. Nu probabil, care a, a avut mai Succes. mult descenderi. <laughs> Succes. exact, la doamnele din junglă, corect. Și el a zis, cum adică vreți să mergeți noaptea prin junglă? Zic, păi nu se poate, cu o lanternă? Ați văzut azi dimineață că am dat peste porș mistreți, peste tot felul de șerpi, erau niște furnici cât palma, zic că noaptea mai circulă și adică nu, a, nu am crezut că se poate așa pe un traseu, am zis eu cu asfalt mă Amenaja pe amenajat, pentru ruga, da. turiști <laughs> occidentali. N-aveți voi iar noaptea, chiar vă rugăm să nu părăsiți căbănuța în care locuiți, adică stați acolo dacă aveți nevoie de ceva, vine cineva de la de, la pază, vă ia cu Interna, dar aveți tot ce vă trebuie. Adică abia dimineața la 5 mai vorbim. Până atunci stați în căsuță și stați ca turistul liniștit. Majoritatea că... animalelor periculoase sunt nocturne. Nocturne, da, da, da. Păi am zis, păi nu sunt tigri, cum, cum ai zis și tu, că nu mai sunt tigri. Mai, nu mai sunt tigri, dar mai sunt tot felul de altele care... Nu, jungla e copleșitoare. Eu am primele 10 minute când am intrat în junglă ziua, am reușit să mă zgârii pe mână complet, să <laughs> alunec pe un buștean, da, să da, 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 pocesc puțin piciorul, da, nu da, da, mai da. știu ce mi se putea întâmpla și apoi a venit o ploaie copleșitoare ca să pună capac. Corect. Cam, Cam așa stai. arată sălbăticia. Um, unde te mai plimbi până în noiembrie, când o să ai spectacol? Da, până, până, în, până în noiembrie mai trebuie să mai facem un drum până în Franța. Plicticos. E foarte plicticos Și am lăsat, am lăsat un loc de bună ziua la tunelul de la Fregis, că am pasiunea să trec pe sub Alpi, tot timpul am această pasiune. Să merg prin tuneluri cu 60 la oră, adică noi. Așa, și după aia ne apucăm serios de spectacole aici în București și în țară. Probabil spectacolul se va numi Balul Președinților sau Noaptea Președinților, în funcție de cum. Nu e nicio diferență uh... între ele e cam tenebros, spuneam, noaptea președinților sună cam spooky, așa, dar sper să nu ne speriem, dar ar fi exact în timpul alegerilor, adică 2, 9 și 16 noiembrie. Măcar să râdă poporul. Poporul mai râde dacă am cu jumătate de gură, așa mai mult. Noi aducem și cealaltă jumătate de gură. Adică o să te plimbi la nu, o să ne plimbăm în București, la, la Cinema Pro, în sala de la Cinema Pro, și la Cluj și la Iași. La Cluj la festivalul de stand-up, un festival de comedie acolo, și la Iași și la Iași. la Iași. La Iași un fel de acasă. Un fel de acasă. Oricum, am plecat atât de, de mult încât nu prea mai vorbim, așa ca caia de acolo. Da, vă mai ceartă, place ceva neceartă. din Iași? Uh, îmi plac foarte mult prietenii din Iași. Prietenii, familia sunt uh, pe locul întâi în, uh, în fanii mei personale, adică eu sunt fanul lor. Acum. Dar ca și cum arată orașul, față de cum arăta până în, până acum 10 ani, nu prea mai îmi place. Uh, nu place că s-au tăiat, uh, tăiat niște copaci numiți Tei. Deci toată lumea știe da, da că... au adus un copac uh, exotic, salcâm japonez. Salcâmul, salcâmul, pitic japonez este făcut special ca uh, pentru uh, pasajul de la fundație din Iași, pentru că și -ala e tot pitic japonez, nu pe niciun autobuz pe acolo, deci e făcut special pentru autobuze, dar când au făcut proba cu autobuze, au trebuit să taie tabla de la autobuze, să treacă unul pe lângă altul. Deci, va trebui cu semafor pentru autobuze. trece doar unul pe sens deci două sensuri dar nu cap două autobuze unul pe lângă altul. asta din minunile turistice ale României da așa este deci da. votăm piticul uh, S-alcăm un pitic japonez peste tot unde merge Am o să-i duc zi. lui domnul dar o să, acum când s-a măritat uh, fica domnului Nechita oare nu i-au dus uh, niște pitici uh, salcăm pitici japonezi <laughs> cadou Moște. Niște pitici au adus, niște pitici. din sunt cu mulțumesc mult că am mers așa prin Asia de Sud-Est, și după noiembrie vreau să mergem în alte regiuni, poate mai puțin exotice, mai cum se cade, așa. mai de turist. Stockholm. Da, iată, exact. Stockholm. Stockholm. Da, Londra, Paris, Stockholm. Da. Fi foarte bine. Mergem. <laughs> Acum a plec. La revedere. La revedere. O voie!